își face intrarea în scenă un medic dermatolog cu o specializare foarte utilă pe care a început-o în anul 1993, aceea de homeopat. Dr. Lawrence Nwabudike este îndrăgit de pacienți datorită unui zâmbet încurajator la care nu renunță nici în cele mai dificile situații, ci desigur datorită stilului personal asociat cu culoarea pielii. Intră și în studioul nostru precum un star de cinema, lucru care mă face să cred că vom vorbi într-un mod foarte neobișnuit despre rezolvarea celor mai frecvente probleme dermatologice. În această emisiune am un invitat foarte special care foarte curând împlinește 20 de ani de când tratează pacienți în domeniul dermatologiei aici în România. Sunt încântată să vă am în studioul nostru, domnul doctor. Vom vorbi despre beneficiile metodei homeopatice în specialitatea dumneavoastră în dermatologie, deoarece am parcurs câteva imagini pe care mi le-ați arătat cu cazuri rezolvate și am fost impresionată cât de multe boli de piele ați putut să rezolvați prin metoda homeopatică, o metodă care este mult mai ieftină în primul rând, mult mai ușor de ținut ca tratament și care aduce beneficii imense pacienților care vin disperați și care au încercat multe alte metode din medicine diverse, alopate, alternative, dar nu și-au găsit până la urmă rezolvarea. Haideți să începem așa cu categoriile cele mai populare, spun populare în ghilimele, din bolile de piele. Acne e o boală frecvent întâlnită. Este mai mult estetic, într-adevăr, decât altceva. Din păcate, acnea este și asociată cu sinucidere crescută, risc de sinucidere crescută când e netratată. De aceea devine foarte important de tratat. Tratamentul acnei clasice, deci alopat, este adesea scumpă, dar homeopatic pot să fie rezolvată pentru că homeopatul caută persoana care are acne, nu acne, și încearcă ca în altă boală tratat homeopat să trateze persoane și adesea rezultatele sunt bune. Adică dumneavoastră îmbinați oarecum și profilul psihologic al pacientului, astfel încât să depistați cauzele bolii. Da, da. Trebuie realimentit, eu personal consider ca un medic și un homeopat în speță trebuie să fie un soi de duhovnic, face ceea ce probabil unii numesc astăzi life training, adică cauți cine este, nu numai că îl tratezi, dar mai și indici ce ar trebui să facă, să nu mai calca pragul, nu că nu îți place de el, dar să fie bine, să nu mai aibă nevoie de medic. Pentru acne cu tratamentul homeopat, cât de repede se rezolvă? În câteva luni am avut cazurile de 3-4 luni și cazurile de un an, recunosc, în funcție de organismul omului și cum evident se ține de tratament. În plus față de asta, important în bolile de piele cronice și ce tratament alopat a mai avut înainte, pentru că asta trebuie depășit înainte să intre în efect de plin cel homeopat. Deci se fac alternativ aceste tratamente. Tratamentul alopat, apoi cel homeopat. Nu neapărat. Pot merge și împreună. Pot merge și împreună. Dar adesea pacienții mei vin după ce au încercat alte metode și atunci acele metode deja și-au lăsat și ele amprentele lor, care trebuie și depășite în timp și pot frâna efectul homeopat, dar dacă este, să zicem, fresh, neatins, atunci merge mai repede. Ușor, da. La fel de răspândită este, de exemplu, boala psoriazis, care este foarte urâtă. Da, da, da. La fel de neplăcută estetic, dacă nu și mai rău decât acnea, aș putea spune. Da, da. Sunt unele estimări engleze că peste 2% din pacienții obișnuite dermatologice au psoriasis. Psoriasis e una dintre bolile care ne dă nouă medici dermatologi reputația că noi avem pacienții toată viața. Ele nu mor, dar nici nu se însănătoșesc. Dar uite, homeopatie vine să demonstreze că nu e adevărat. Că pot să ai bolile ca psoriasis și pot să scap. Că am pacienții care scapă. Boala aceasta nu mai recidivează după tratament homeopat? O imposibilitate de recidivare nu aș spune, pentru că
cauza principală a fost în cercat felul de a fi a omului, ceea ce a rezultat în acesta. Dar dacă omul e tratat și și indicat cum să are toate șanse. Cu psoriazis mai trebuie să avem grijă, am avut asta, recunosc ca experiența mai anterior, când nu am atât de experimentat, să zicem, încât mai trebuie să avem grijă de medicamentele, unele medicamentele contra hipertensiune, de pildă, mai pot, să zicem, declanșa sau întreține boala psoriatică, adică psoriazisul, și atunci de aceea e important ca medicul nu numai să fie doar simplu homeopat, dar să fie și medicul realizând că interacțiuni medicamentoase sau medicamente actuale pot fi un factor contra unui tratament sau un factor care întreține, și atunci medicul trebuie să aibă în vedere asta și să avertizeze pacientul și eventual să poată să indice alternative. Este greu să ții un astfel de tratament? De câte ori pe zi, de exemplu, trebuie să iei tincturile sau acele mici granule care se recomandă? În dermatologie și cred în homeopatie, în toate specialități medicale unde se practică homeopatie și se poate practica în practic toate, există tratamente acute și tratamente cronice. Un acut, de pildă, o infecția, o celulită cu unghie încarnată, poate să rezolve unghie încarnată și atunci omul are tratamente mai des, poate să fie și din ora în ora, din jumătate în jumătate de ora, sau în cronic, cum ați pomenit, de psoriasis, de acne, poate să fie tratată săptămânal sau chiar lunar, lăsând ca organismul, deci energie vitală, să ia în timp schimbările necesare pentru a realiza efectul final. Deci oarecum homeopatia acționează ca o nouă amprentă, ca și cum a introduce un nou soft în organism, astfel încât să se regenereze singur organismul după ce se introduce o substanță care declanșează în om puterea de a se regenera. Da. Țesutul sau, mă rog, afecțiunea pentru care vine pacientul la cabinet. Da. Din acest motiv trebuie să îmbinați atât de mult această psihologie medicală cu tratamentul pe care îl oferiți. Da. Ceea ce mi se pare mult mai interesant, că și pacienților le place foarte mult atunci când merg la un cabinet să-și spună povestea. Da. Homeopatic fiind abordat cazul, e apucă să-și spună povestea. Altminteri vii doar cu niște analize, se citesc analizele, se recomandă anumite tratamente, dar nu mai ai și acea, cum să spun, plăcere de a-ți spune istoricul vieții. Poate așa își dă și medicul seama mai repede ce anume declanșează sau întreține boala. Da, așa este. Aveți perfectă dreptate. Din păcate, suferim de problema actuală a medicinei, că medicina e privită ca fiind o problemă compartimentată. A, e boala de piele. A, e boala de ureche. Omul este un tot. Și atunci omul trebuie abordat. Și se vede adesea ca doar simplu fapt de a vorbi cu el scoate multe dintre greutățile lui. Îi da speranța că are totuși o portiță undeva, e o luminiță la capătul tunelului și evident aceasta deja da un avantaj unui medic care abordează pacienții așa, că poate să introducă o metodă care să-l ajută pe om întreg să-și depășească problemele. În timpul verii, expunerea la soare atrage foarte multe neajunsuri în domeniul dermatologic. Da. Melasma care apare la femei după o vârstă, dermatite, diverse tipuri de dermatite. Da. Cum ne putem proteja? Care ar fi conduita preventivă? Și apoi pentru cei care deja au dobândit aceste boli, cum se pot trata? Ok, deci problemele date de sezonul de vară cer ca omul să se protejeze. Indiferent, și eu ca om de culoare neagră sau negru, mai bine zis, de port pălăriile pentru că sunt chel și mă protejez. Și asta trebuie să facă oameni, dar nu orice pălărie este adecvat și nu orice îmbrăcăminte, să zicem, lungă este adecvat, și trebuie să asigurăm că pălărie sau îmbrăcăminte respectivă împiedică pătrundere soarele prin, că degeaba poți
ceva lung, am cămașa lungă, de mână cu mânăca lungă, însă pătrunde soare, nu am făcut nimic. Uh-huh. Asta este una. Evident, cremele cu factor de protecție solare mare sunt excelente, dar nu numai factor de protecție solară, dar trebuie să realizăm că există ultravioleta A și B, care împreună pot cauza efect și separat, și atunci să asigurăm că avem o protecție UVA și UVB în crema respectivă. Între ele să avem cremele cu substanțe cum ar fi titanium și oxid de zinc, sunt mult mai bun fotoprotector decât altele, se recomandă. Însă homeopatia mai și vine să ajute în cazurile de melasma, de pildă, unde pacienții au hiperpigmentările care nu sunt neapărat de la soare, dar sunt hormonale, dar însă soarele mai vine le activează. Și atunci homeopatia le rezolvă și face posibil ca asemenea pacienți să și iasă la soare și să își păstreze tenul mult îndrăgit, să zicem. Am înțeles că cel puțin în acest domeniu al bolnavilor de diabet ați avut mare succes, pentru că la ei există multe contraindicații la alt gen de tratamente. Da. Atunci homeopatia poate veni pe acest fond de diabet să rezolve ceea ce pentru medicina clasică este o imposibilitate. Da. Mai ales apropo de bolile de piele, care sunt realmente supărătoare. Da. Medicina ca atare există întotdeauna contraindicații la diverse medicamente. Pacienții, cum ați menționat, cu diabet suferă de pildă de hipertensiune și există medicamente homeopate care ajută. Există pacienții care, indiferent oricât de bun ar fi diabetologul, controlul hiperglicemic e precar. Și un remediu excelent, Saccharum, care este doar trește de zahăr, făcut homeopat, scade pe moment glicemie și ajută la control. Și adesea când trec de la colegi diabetologi în clinică și ajung la mine, le mai dau. Luați asta ca nu se supără nimeni că e homeopat. Nu se contrazice. Și bolile de piele ajută pentru că nu mai trebuie să te gândești mult despre interacțiuni cu diverse medicamente, ci pur și simplu te ții de homeopatia și probabil ajuți, cum cazurile care discutam noi cu Veruci, o domnișoară cu Veruca, Veruci Negi, care a răspuns nu numai din punct de vedere al meu, dar și din punct de vedere diabetologic, echilibrarea a fost mult mai frumos. Veruci răspund cu totul ca și în boli infecțioase la homeopatie, așa cum și cele de micozele unghiale răspund iarăși la homeopatie, însă cer răbdare pentru că unghie, mai ales la picior, crește 9-12 luni și atunci trebuie, fi medic fiind, știind această biologie a unghie, să-i spui cu totul că o să fie mai bine, dar peste 12 luni abia o să fie frumoasă unghie. Deci vă rog să aveți răbdare, ca să nu creadă că asta nu știe ce face, dar de fapt unghie crește în timp util. Eczemele răspund excelent la homeopatie, chiar dau cele mai bune rezultate, adică satisfacții. Iarăși trebuie răbdare și trebuie chipzuință să elimin din mediul omului ceea ce ar putea întreține, ca să nu dai un remediu potrivit, dar tot să nu ai rezultate. A fost foarte amuzant și foarte util interviul cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că ați venit și poate nu va fi singura noastră întâlnire. Da. Vom mai găsi să vorbim subiecte de sezon, apropo de bolile de piele și soluțiile pe care homeopatia le poate aduce. Da. Mulțumesc da. Mult! Cu plăcere! Mulțumesc!